găsit tuturor! Astăzi facem chec cu lămâie vegan fără gluten. Ingrediente necesare: 150 de grame de hrișcă verde, nu din cea coaptă. Cine nu poate să folosească hrișcă, poate să folosească quinoa. Lapte de cocos gras din conservă până la 400 de grame. Urmăriți în continuare și veți înțelege la ce mă refer. 60 de grame de suc de lămâie, coajă de lămâie, 300-350 de grame marmeladă de curmale, vedeți aici sau în video cum se face, o linguriță turmeric sau curcumaș, vanilie opțional, un praf de sare, semințe de mac din nou opțional, 50 de grame de făină de cocos și o linguriță de bicarbonat de sodiu. Checul se poate consuma ca atare, dar în sosul sau în crema pe care vi le voi prezenta în continuare, este absolut divin gustul. E absolut senzațional. În cazul în care dorim să facem o glazură așa mai consistentă, care să stea un pic mai bine deasupra acestui chec, care, bineînțeles, acest chec poate fi copt și în formă rotundă de tort și ornat ca un tortuleț frumos, avem nevoie de 30 de grame de caju, pe care le vom hidrata pentru cel puțin 6 ore, 50 de ml de suc de lămâie, 80 de grame de marmeladă de curmale, 50 de ml de lapte de cocos gras din conservă, vanilie, opțional, dar mie îmi place foarte mult această combinație, un pic de sare, turmeric pentru culoare și coajă de lămâie. Dacă însă vă place și vouă să întingeți așa cu checul într-un sirop delicios, atunci vă propun următorul sos de lămâie. Cu miere l-am făcut eu, pentru că sunt și un pic răcită și am zis că îmi prinde tocmai bine. Avem nevoie din nou de 30 de grame de nuci de caju, pe care va trebui să le hidratăm pentru cel puțin 6 ore, 50 de ml de suc de lămâie, miere după gust sau, mă rog, alt îndulcitor dacă nu consumați miere, vanilie opțional, dar eu pun tot timpul pentru că îmi place, un pic de sare, turmeric pentru culoare și coajă de lămâie. Și acum, la treabă! Punem la hidratat hrișca pentru 7-8 ore împreună cu o lingură de oțet de mere sau cu o lingură de zeamă de lămâie. O clătim bine, o lăsăm puțin la scurs, după care o punem pe cântar. După vreo 7 ore, cele 150 de grame de hrișcă uscată au cântărit 268 de grame. Adăugăm lapte de cocos gras din conservă până la 400 de grame, după care adăugăm restul ingredientelor. Sucul de lămâie, marmelada de curmale, dacă o aveți de gata făcută, foarte bine. Dacă nu ați apucat să o faceți, atunci eu, pentru că oricum pun totul la blender, am pus 160 de grame de curmale cu 160 de grame de apă fierbinte la hidratat pentru câteva ore bune și în loc să stau să le fac separat, le-am pus oricum pe toate la blender. Am adăugat și o linguriță din aceasta de 5 ml de turmeric sau de curcumaș, extractul de vanilie, coajă de lămâie pe care fie o dați pe o răzătoare, fie o curățați așa cum am curățat-o eu cu un aparat din acesta de curățat cartofii. Este foarte important să nu prindeți și partea albă de la lămâie, doar coaja galbenă, altfel gustul va fi destul de amărui. Am folosit în jur de 3 sferturi de coajă de lămâie. Atenție, lămâia sau portocala sau oricare citric îl folosim pentru coajă, pentru a aromatiza prăjiturile, va trebui înainte, bio sau nebio, să le spălăm cu bicarbonat și apă fierbinte pentru a scoate de pe ele eventuală ceară sau diverse alte substanțe care sunt stropite. Dăm la blender să obținem o emulsie foarte fină. Gustați și vedeți dacă vreți mai dulce. Transferăm într-un bol, adăugăm semințele de mac după preferință. Puteți, bineînțeles, adăuga stafide sau alte fructe uscate sau chiar și nuci sau migdale, în funcție de preferințele fiecăruia. După care vom adăuga făina de cocos și la final de tot vom adăuga și bicarbonatul. Atenție, datorită faptului că acest aluat conține destul de mult suc de lămâie, trebuie să ne mișcăm foarte repede. Adică dacă îl lăsăm prea mult, pe urmă nu va mai crește deloc la cuptor, pentru că reacționează foarte repede bicarbonatul cu sucul de lămâie. Vă rog să distribuiți rețetele de pe canal, sigur pot fi de mare folos multora. Punem repejor compoziția într-o tavă pretapetată cu hârtie și vom coace la 170 de grade Celsius în cuptorul preîncălzit pentru 40-45 de minute, posibil și 50 de minute în funcție de cuptorul fiecăruia. Facem testul scobitor după 40 de minute și decidem. E bine să scoatem checul din tavă cât este fierbinte. Dacă îl lăsăm prea mult timp în tavă, va condensa și se va mai lăsa puțin. La un blender mai mic sau chiar și cu ajutorul unui blender din acela vertical, vom amesteca toate ingredientele până când obținem o pastă pe care o putem întinde foarte frumos pe checul nostru. Din nou
dăm la blender toate ingredientele și adăugăm extra îndulcitor în cazul în care simțim că mai este nevoie. Și acum, bineînțeles, va veni partea cea mai interesantă. Am pus sosul peste chec pentru că a trebuit, bineînțeles, să fac și fotografiile pentru YouTube. Dar normal să știți că acest sos îl păstrez într-un borcanel și de fiecare dată când tai din chec, voi pune câteva linguri direct pe felia de chec. Nu vă fie milă, face și mai mult, acest sos este un antibiotic natural. Miere, lămâie, turmeric extraordinar. Astfel de dulciuri să mâncăm și sigur vom trăi 100 de ani. Ia să îmi scrieți în comentarii ce părere aveți despre acest chec. Domne, și când nu vă vede nimeni, uite așa-i faceți, uite așa-i faceți, îl băgați bine de tot așa prin sos. Să ne auzim cu bine și să-mi trăiți 100 de ani!